Ești gata să ești la o plimbare datorită puterii electricității? pune cintura pentru că acesta este TOP 10 ale celor mai bune mașini electrice din 2022! Numărul 10. Skoda Enyaq. 520 de km de autonomie, ceea ce este fantastic. Puterea ei poate atinge 152 de kW și nu trebuie să-ți fie frică să o utilizezi la o capacitate maximă pentru că sistemul de încărcare rapidă este atât de bun încât procentul bateriei ajunge la 80% în doar 36 de minute. Poate atinge o viteză de până la 160 de km pe oră și poate accelera de la 0 la 100 de km în doar 8,5 secunde. Este un SUV cu design destul de solid și de asemenea dispune și de un sport în caz de dorești un control mai brusc și modul eco a cărui particularități sunt finețea și eficiența. Navigația de lângă volan afișează informații detaliate despre starea mașinii, inclusiv informații despre ștergătoare și săgeți de realitate augmentată care apar la trecerile de peton și intersecții. Prețul mașinii începe de la 43.500 de euro, deci există un balans perfect între costul sau și beneficiile pe care le oferă, ieșind în evidență față de multe mașini electrice de pe piață. Numărul 9. Volkswagen ID4. Acest SUV 100% electric, are o baterie care oferă o autonomie de până la 450 de km, în plus, cu o încărcare de doar 10 minute, vei putea avea destulă baterie pentru a merge 112 km. Nu este uimitor? Motorul are o putere de 150 de kW, care îi permite să atingă o viteză maximă de 180 de km și să accelereze de la 0 la 100 de km în doar 6.2 secunde. Este de asemenea eco-friendly, consumând în jur de 18 kW la 100 de km. Sistemul ajutător de frânare în caz de urgență este ca capabil să detecteze petonii, iar sistemul de recunoaștere al semnelor de circulație face condusul mult mai ușor. Mașina are de asemenea un portbagaj cu o capacitate de 543 de litri și un touchscreen de 30 de cm pentru a oferi un confort extraordinar. Acesta este un SUV de săvârșit, iar la prețul de 41.230 de euro se află pe locul 9. Numărul 8. Kia EV6 Acest crossover a fost ales ca mașina anului 2022 datorită echilibrului oferit de caracteristicile sale. Timpul de încărcare ultra rapid este ridicol. Bateria atinge 80% în doar 18 minute. De asemenea, când este încărcată 100%, are o autonomie de până la 527 de km. Motorul său 100% electric oferă o putere de 168 de kW, care îi oferă destulă putere pentru a transporta 1600 de kg la un consum de doar 17,2 kW la 100 de km. Dacă tot ce ai auzit până acum a sunat minunat, trebuie să spun că acest super vehicul este disponibil la suma de 35.120 de euro. Această mașină este mult mai ieftină decât mașina mașinile de dinainte, iar performanțele acesteia sunt considerabil superioare. Are o viteză maximă de 188 de km și poate accelera de la 0 la 100 de km în doar 7.3 secunde. În secțiunea tehnologică are două ecrane LCD de 30 de cm, unul pentru instrumentație, iar celălalt pentru funcțiile tactile. Este o mașină uluitoare. Înainte de a continua cu acest videoclip despre cele mai bune mașini electrice, vreau să-ți reamintesc să dai click pe butonul de like și să te abonezi pentru mai multe videoclipuri tech uimitoare de pe acest canal. Numărul 7. BMW i4 un superb cupeu complet electric și apropo foarte puternic. Motorul său poate produce o putere de 400 de kW și consumă doar 16 kW la fiecare 100 de km parcurs. Bateria oferă o autonomie de până la 560 de km și are un sistem de încărcare rapidă care în doar 31 de minute face ca 80% din energia sa totală să fie stocată. În plus, este foarte rapidă. Această mașină poate accelera de la 0 la 100 de km în doar 5,7 secunde și are o viteză maximă de 190 de km pe oră. Prețul său este destul de ridicat, 66.500 de euro, dar o astfel de investiție are sens dacă e în considerare puterea și durabilitatea. De asemenea, este foarte spațioasă, 1290 de litri în portbagaj și are și un ecran mare de 37 de cm în mijloc. Numărul 6. Nissan Leaf 2022 Această mașină a primit premium Kelly Blue Book pentru cea mai bună mașină electrică în raport preț-calitate. Prețul ei este de doar 27.400 de euro, deci este cea mai ieftină mașină electrică din listă. Totuși, caracter caracteristicile sale întrunesc toate nevoile tale. Are o autonomie de 363 de km, o putere de 163 de kW și un consum de 18,5 kW la 100 de km. Totuși, punctul slab al său este viteza maximă de 144 de km pe oră. Nu fi încă dezamăgit, pregătește-te pentru următoarea surpriză. Sistemul său de siguranță 360 te ajută cu frânarea automată în cazul pietonilor, frânarea automată în sens invers în cazul în care există un zid sau altceva. Pe lângă asta și alerte în cazul în care detectează că șoferul ar putea adormi și multe altele. În concluzie, Nissan Leaf 2022 este pur și simplu din altă lume. Numărul 5, Ford Mustang Mach-E. Este timpul să trecem revistă ceea ce Ford poate oferi în materie de mașini electrice. Acest Mustang are un motor 100% electric de 363 de kW și o baterie care oferă mașinii o autonomie de până la 505 km. Încărcarea este de asemenea rapidă, având în vedere că după conectare va ajunge la 80% din procentajul total al bateriei în doar 38 de minute. Puterea extraordinară a motorului îi oferă de asemenea o viteză maximă de 178 de km pe oră și accelerarea de la 0 la 100 în doar 3.7 secunde. Acest SUV este foarte rezistent și spațios. Doar portbagajul are o capacitate de 502 litri. Ca funcții suplimentare, are un ecran uriaș de 39 de cm. Prețul în valoare de 43.900 de euro este destul de echilibrat în raport cu calitatea mașinii. Numărul 4. Hyundai Ioniq 5 Potrivit World Car Awards în 2022, acest vehicul a fost numită mașina anului, cea mai bună mașină electrică a anului și cel mai bun design pentru o mașină anului. De asemenea, a câștigat și alte premii în contul său. Luați aceste lucruri drept o introducere pentru a cunoaște detaliile acestei puternici mașini electrice. Ionic 5 este un SUV de dimensiuni medii cu un design destul de subțire și caracteristici solide. Are o autonomie de 500 de km, iar bateria se poate încărca până la 80% în doar 18 minute. Motorul îi oferă de asemenea o putere de 228 de kW pentru a atinge viteza maximă de 185 de kilometri pe oră și o accelerație de la 0 la 100% în doar 5.1 secunde. Ecranul său central are 31 de centimetri iar portbagajul poate stoca până la 584 de litri. La un preț în valoare de 41.245 de euro, care se potrivește cu performanțele incredibile ale mașinii Ionic 5, aceasta este una dintre cele mai impunătoare mașini din listă. Numărul 3, Polestar 2. Ești gata să fie martor la puterea adevărată. Motorul mașinii Polestar 2 oferă o putere maximă de 300 de 50 de Acest aspect îi oferă o viteză maximă uluitoare de până la 200 de km pe oră. Accelerarea nu este mai prejos întrucât trece de la 0 la 100 de km pe oră în doar 4,4 secunde, fiind destul de rapidă pentru o mașină electrică. Știi ce este nemaipomenit la această mașină? Prețul său în valoare de 40.900 de euro, fiind mai ieftină decât alte mașini pe care le-am văzut, dar pe care le depășește considerabil ca putere. Are de asemenea și o autonomie de 540 de km, care îi permite să călătorească mult mult timp înainte de a fi necesar să o bași la încărcat. Tehnologia senzorilor este de asemenea foarte avansată, deoarece conține frânare automată în situații riscante, monitorizare constantă a informațiilor despre rută, recunoașterea semnelor de circulație și multe altele. Cu siguranță o mașină puternică și foarte completă în orice fel ai privi. Numărul 2. Porsche Taycan 4S Cross Touring Dacă printre mașinile electrice există una care poate fi considerată o operă de artă, atunci ar trebui să fie această mașină. Acest Taycan nu este doar o mașină superbă, ci și foarte puternică și rapidă. Motorul produce până la 420 de kW, astfel încât îi permite să atingă o viteză de 240 de km h și să accelereze de la 0% în doar 3.9 secunde. De asemenea, își gestionează energia în mod inteligent, consumând doar 22,6 kW la 100 de km, având o autonomie totală care depășește 350 de km. Interiorul său este foarte impresionant. Nu trebuie doar să i vezi scaunele, volanul, navigația și altele pentru a vrea să stai în ea. Desigur, această Frumusețe nu poate fi ieftină. Prețul său începe de la 139.000 de euro, dar pe de altă parte, lux din toate punctele de vedere, pentru cei care își permit. După această operă de artă, ce mașină ar putea fi mai bună? Numărul 1. Tesla Model 3. Permitem să-ți prezint ceea ce este considerată a fi cea mai bună mașină electrică în general, Tesla Model 3. Această mașină are tot ce îți poți dori. Pentru început, are un design frumos, trebuie doar să te uiți la ea. Nu este prea scumpă în comparație cu alte modele, deci costă în jur de 39.340 de euro. Are o autonomie de până la 570 de km, iar dacă o încarci timp de 15 minute, vei avea energie pentru încă 280 de km. Oferă o putere de 250 de kW, care este mult mai mult decât suficient pentru a atinge o viteză de 260 de km pe oră. Deci, aceasta este cea mai rapidă mașină din acest top 10 și poate accelera de la 0 la 100 de km pe oră în 5,6 secunde. Are de asemenea un ecran cu touchscreen de 38 de cm pentru a putea fi folosit un reperitoriu larg de funcții și senzori de asistență pe pentru șofer, pentru confortul și siguranța ta. Această mașină, după cum bine știți, se poate conduce și singură datorită caracteristicii sale de pilot automat. Viitorul este acum și este ecologic.